Un pui de urs căzut de pe munte a fost salvat de un jandarm care asigura paza. După ce s-a verificat starea de sănătate a ursulețului, acesta a fost eliberat în mediul lui natural. Iar pentru că instinctul matern este incomparabil, ursoaica îl căuta de zor pe micuțul pui. Incidentul s-a petrecut în zona barajului Vidraru. Jandarmul prezent la fața locului a observat un pui de urs care a căzut de pe versant pe carosabil. A fost solicitat un echipaj de jandarmi din cadrul postului montan Arefu, care au preluat puiul de urs care nu se mai mișca, dar nu prezenta răni vizibile. S-a luat legătura cu paznicul de vânătoare, care după sosirea la locul indicat a analizat starea de sănătate a ursulețului. După puțin timp, la limita pădurii și-a făcut prezența o ursoaică cu doi pui și deoarece ursulețul își revenise și începuse să meargă singur, a fost eliberat în mediul natural unde s-a alăturat mamei sale.